Neața! Dacă și voi aveți de făcut în perioada asta coronițe pentru școlari, ca și mine, m-am gândit să vă las așa o idee, că poate ajută pe cineva. Ce mă stresa pe mine e cum se vor păstra, adică vine după amiază, eu trebuie să încep să le fac mai din timp, unde le țin, la rece, la frigider, la aer condiționat, cum fac să nu am stresul ăsta. Și chiar sunt mulțumită de cum au ieșit, în sensul că am găsit o variantă de verdeață și de flori, o combinație la care nu a trebuit să le bag la frigider, să le țin în frigider. Noi avem o altă tehnică pe care o folosim la cocarde, la accesorii, și acolo le ținem la rece, la frigider, dar aici n-a fost nevoie. Uite cum arată. Și sunt făcute. Sunt făcute cu eucalipt, limonium. Mi se pare genial limonium pentru coronițe. Adică nu se ofilește, rămâne așa și mi se pare chiar cel mai potrivit. Limonium, am mai luat eu o textură care e tot limonium de altfel, pentru că m-am gândit să fac așa, să lucrez coronița cu textura asta pe lângă eucalipt. Și mai am o textură care e tot uscată, deci fără bătăi de cap. Cum se numește asta? Doamne, mereu am lapsusuri de denumiri când filmez ceva. Brunaria. I don't know. Îmi vine în minte și l-a scris eventual. Deci textura asta, ceva, oricum, trebuie foarte simplu, nu cu multe flori. Cum am făcut? Am aici una începută. Nici aici nu m-am complicat. Am mers pe varianta cât mai natural, cât mai simplu pentru mine. Și efectiv le-am făcut din eucalipt coronițele. Inițial ai senzația că, băi, parcă nu prea iese dreaptă, nu știu cum. Dar atunci când o lucrezi, chiar se formează un cerc foarte fain. Deci astea au stat peste noapte, n-au avut nicio treabă. N-au stat la frigider sau... Sunt super drăguțe. Pentru că eucaliptul, oricum, nestând în apă, el se usucă frumos. Mie îmi place cum arată. Și celelalte n-au treabă cu apă. Ce vreau să mai fac, ca un extra touch, este ca înainte să vină să le ia, o să adaug câteva mini-roze, una, două, trei, văd, din loc în loc. Să le prind rapid, m-am gândit, cu o sârmuliță verde. Să nu mai stau să cos cum ar veni. Pentru că pe astea le-am făcut așa, cu ață. Am făcut cercul din eucalipt. L-am legat bine cu ață, după care m-am apucat și pun. Inclusiv eucalipt pun, pentru că îmi place cum arată. Limonium, texturică. Și la sfârșit, ea vine să le ia pe la 5:30, deci pe la 4 mă apuc și pun mini-rozele din loc în loc. And this is it. Dacă aveți de făcut, folosiți florile astea care chiar sunt acum în perioada asta. Limoniumul e ieșit de curând. Așa și prin piețe și chiar e fain și folositor la coronițe. Spor!